numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă spun din nou, bine ați venit tuturor. Mă bucur tare mult că facem un nou început în biserica noastră și vă repet celor care v-am mai spus odată, am început acest studiu biblic la Bistrița în urmă cu câteva vreme și tot treptat s-au tot adăugat oameni și acum vin în jur de 100 de persoane. Facem o dată pe lună, că mai des nu pot ajunge. Și m-am gândit, oare de ce n-am putea face și la noi la biserică? Și uite că răspunsul dumneavoastră este pe măsură. Și mă bucur tare mult și vă mulțumesc că ați venit. Asta înseamnă că încă mai sunt preocupări și biblice. Acum, ce o să prezint în seara aceasta și la acest studiu biblic care va fi, repet, o dată pe lună, nu e o predică. De aceea, oricând mă puteți întrerupe, oricând mă puteți întreba câte ceva, nu e de fapt decât o deschidere pe care vrem să o avem asupra Sfintei Scripturi și să o cunoaștem mai pe îndelete sau, dacă vreți, în alt fel decât am cunoscut-o până acum. Că auziți Sfânta Scriptură la predici în fiecare duminică, auziți la Radio Renaștere, auziți la televiziunea Trinitas, auzim de toate felurile, da? Avem foarte puține situații în care putem și noi să punem întrebări sau, de exemplu, am luat acum epistola Sfântului Iacov și pentru că este una din epistolele puțin cunoscute, din cărțile puțin cunoscute din Noul Testament, fiind mai spre sfârșitul Noului Testament. Dar nu numai din cauza aceasta, ci și pentru faptul că epistola, o să vedem, Sfântului Iacov, este una din primele scrieri ale Noului Testament, dacă nu chiar prima, în ordine cronologică. Și acum am luat și o temă, pentru că o să discutăm și câteva versete din epistola lui Iacov, din capitolul 1, și tema am numit-o Până când să am răbdare. O temă care e foarte provocatoare, că în lumea aceasta agitată cam toți ne pierdem răbdarea. Începem. Da, să vedem dacă ne funcționează asta. Nu. Cu autorul. Prima dată, cine a fost Iacov? Știm că e epistola lui Iacov. Când citim o carte, trebuie să știm câteva detalii despre autor ca să putem să înțelegem de ce a scris anumite lucruri așa și nu le-a scris altfel. Cine a fost Iacov? Păi, prima întrebare, câte persoane cu numele Iacov cunoașteți în Biblie? Și v-aș ruga să-mi spuneți dumneavoastră. Știm pe Iacov, ruda Domnului, alt Iacov. Fratele Sfântului Ioan. Alt Iacov. Patriarhul Iacov din Vechiul Testament. Altul mai știm? Iacov al lui Alfeu. Deci erau doi apostoli cu numele Iacov și era încă unul care era numit ruda Domnului, care nu era apostol, era între cei 70 de ucenici. Și acum, ca să stabilim cine a scris epistola aceasta, clar că Patriarhul Iacov a trăit cu câteva mii de ani înainte de Domnul Iisus, deci nu el a scris-o. Deci unul dintre cele trei persoane a scris această epistolă și trebuie să stabilim care. Păi știm că Iacov, fratele Domnului, a murit, Iacov, fratele lui Ioan, a murit foarte repede. Irod l-a ucis. Da? Știm după aceea că Iacov al lui Alfeu n-a fost așa de activ în Ierusalim, pentru că apostolii au fost trimiși în toate părțile, și avem mai multe mărturii din Sfânta Scriptură despre Iacov, ruda Domnului. Și să vedem un pic cine a fost acest Iacov, ruda Domnului. Epistola lui Iacov, zice și în al preasfințitul Bartolomeu, a fost scrisă de apostolul Iacov, care este mai numit și Iacov cel drept, sau Iacov fratele Domnului, în Galateni 1:19, sau ruda Domnului, care a murit în anul 62 după Hristos. Cel care a fost primul episcop al Ierusalimului, ia auziți, primul episcop din Ierusalim. Deci el a condus toată biserica Ierusalimului după înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri și asta e un lucru foarte interesant. De ce n-a condus unul dintre apostoli? E una dintre întrebări care vă provoc în seara aceasta. Nu trebuie confundat cu Iacov, fiul lui Zebedeu, nici cu apostolul Iacov al lui Alfeu, asta să ținem minte. Sfântul Pavel îl numește stâlpa bisericii alături de Petru și de Ioan, în Galateni, capitolul 2, versetul 9. Deci stâlpii bisericii, cine erau stâlpii bisericii? Cei care erau cei mai puternici în biserică, nu? Pe ei se baza biserica, ăsta e stâlpul bisericii. Și Iacov acesta apare între stâlpii bisericii alături de cei mai mari,
de Petru și de Ioan. Despre Iacob se mai știe că Domnul i s-a arătat după înviere, zice Sfântul Pavel, iar din relatările unui istoric mare, Eusebiu de Cezarea, cunoaștem că a fost primul episcop al Ierusalimului, apoi mai știm că împreună cu Maica Domnului, cu Sfânta Fecioară și cu ceilalți apostoli așteaptă pogorârea Sfântului Duh, primește înștiințarea lui Petru că acesta fusese eliberat în închisoare, apoi este vizitat de Pavel imediat după convertirea sa și încă o dată când acesta vine pentru ultima oară la Ierusalim, el ia cuvântul și prezidează sinodul din Ierusalim la anul 50. Deci aceste informații le avem despre Iacov, mai avem câteva de la Iosif Flaviu, un alt istoric mare al evreilor, zice că în anul 62 Iacov cel drept a fost condamnat la moarte prin lapidare. Știi ce înseamnă lapidare? Omorâre cu pietre. Asta înseamnă lapidare. Deci pus la colț și toată lumea se arunce cu pietre în el. Uitați ce s-a întâmplat. De către arhiereu Ananas sau Ananus, constatând că n-a murit sub ploaia de pietre, unul din executori a spart capul cu un ciomag. Sinedriu a folosit prilejul că procuratorul Porcius Festus a murit, iar succesorul său, Albinus, încă nu sosise la post și l-a omorât fără aprobarea legală a procuratorului. Acolo vedem și un icoană martiriu, cum l-a lovit cu un ciomag în cap. Deci, gândiți-vă, prin câte a trebuit să treacă Iacov acesta, ruda Domnului, prin câte suferință, și asta o spun ca să vedeți ce argumente are el pentru ceea ce spune în epistolă. El nu vorbește numai la alții. El a trăit pe pielea lui când i-a învățat pe alții și după ce i-a învățat, a dus până la capăt ceea ce le-a cerut celorlalți. Apoi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Iacov în mai multe date, 23 octombrie, 26 decembrie, 30 decembrie și în 4 ianuarie împreună cu ceilalți 70 de apostoli. Epistola a fost creată între anii 57 și 62, spun teologii, în Ierusalim, fiind scrisă într-o limbă greacă curată și corectă. Este probabil prima scriere a Noului Testament. Acum, e foarte important să vedem un pic legătura între cartea Sfântului Iacov și celelalte cărți ale Noului Testament. De exemplu, Luther, unul din marii reformatori, a numit epistola Sfântului Iacov epistolă de paie. Știți de ce? Care Sfântul Iacov, câteva cuvinte, o să ajungem și la ele treptat, în care spune credința fără fapte este moartă. Ori Luther a prezentat în teologia lui, după epistola către Roman și epistola către Galateni, o teologie care spune faptele nu contează, numai credința e importantă. Ei chiar au ajuns la un moment dat la un nivel să zică, păi nu contează dacă omul cade în desfrânare sau omul se îmbată, pentru că dacă e credincios, îi se trec toate cu vederea. Așa a ajuns Luther să creadă și bine a fost contestat de foarte mulți și prieteni de-ai lui și din vremea respectivă. De aceea când ajunge la epistola Sfântului Iacov, el nu o scoate din Biblie cu totul, dar face o introducere la toate cărțile Noului Testament și la introducerea lui Iacov zice asta e epistola de paie, adică e cam slăbuță. Noi să vedem că epistola lui Iacov, într-adevăr, nu tratează teme teologice ca și celelalte ale Sfântului Pavel sau Sfântului Ioan, ci tratează probleme practice, concrete. Lucruri cu care se confruntau creștinii în primele veacuri și care aveau nevoie de niște încurajări ale cui? Ale părintelui lor. Asta era Iacov, dacă era episcopul Ierusalimului, era ca și tata tuturor, cel care trebuia să-i susțină în credință pe toți. Haideți să citim primele patru versete. Astăzi pe asta o să ne axăm, o să mai vorbim despre Iacov. De primele patru versete din capitolul 1. Iacov, robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, celor 12 seminții care sunt în împrăștiere, salutare. Mare bucurie să socotiți frații mei când cădeți în felurite ispite, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, iar răbdarea să-și aibă lucrul ei de săvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic. Asta e introducerea epistolei. Acum, haideți să vedem ce observăm aici. Că în acest text o să luăm cuvânt de cuvânt sau idee cu idee să înțelegem foarte bine. Vorbește despre câteva lucruri, da? De aceea am zis și titlul. Până când să am răbdare? Iacov, până când a avut răbdare? Până când i-a zdrobit capul. Până acolo a avut răbdare. Dar totuși, ce fel de răbdare? Zice în versetul 2. Cu bucurie. Dar cum să fie aceea?
Cum să socotești bucurie în caz în ispite? Sau când ești pus la încercare? Asta e un paradox pentru lumea din ziua de astăzi. E o contradicție. Că lumea de azi zice, ferește-te de necazuri și de probleme, caută să ai comoditate, să ai lux, să ai de toate. Și Iacov zice invers. Să ai mare bucurie când? Când vin ispite. Nu? Lumea de azi ce zice? Voi să ai bucurie atunci când n-ai ispite. Și dă și niște argumente, Iacov, foarte clare. Că ispitele sau încercarea credinței, ce face? Îți lucrează răbdarea. Și răbdarea ce face? Îl face pe om cum? Desăvârșit. Hai să-i luăm pe rând. Să vedem cum ajungem la răbdare. Prima dată luăm versetul 1. Iacov, rob, robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, celor 12 seminții care sunt în împrăștiere, salutare. Aparent zicem că e introducere simplă și clară. Da? Dar hai să întrebăm. Cine era Iacov? Cam spus mai înainte. Era o rudă cu Domnul, zicem noi. Hai să vedem că aici sunt niște probleme de lămurit foarte clare. Ce fel de rudă era cu Domnul? Luăm Matei, capitolul 13, versetul 55, care zice așa. Au nu este acesta fiul teslarului? Nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Dar ce fel de rudă era Iacov cu Domnul? Că mulți zic că erau frați. Dacă așa zice Biblia, erau frați. Nu? Și noi trebuie să dovedim, erau frați sau nu erau frați? Zice domnul Aurel că erau verișori. Bun, foarte bine. Dar să argumentăm, că nu merge pe povești aici. Trebuie să argumentăm și cu ce? Păi cu Sfânta Scriptură trebuie să argumentăm cum era rudenii Iacov cu Domnul. Că dacă lămurim asta, o să lămurim foarte multe, să știți. Păi, țineți minte versetul ăsta, da? Sunt prezentați patru frații Domnului, da? Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Mai luăm un verset. Matei, capitolul 27, e vorba despre răstignirea Domnului. Și zice acolo, erau acolo multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Iisus slujindu-L, între care era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif și mama fiilor lui Zebedeu. Câte Marii erau? Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și mama fiilor lui Zebedeu. Știți cum o chema pe mama fiilor lui Zebedeu? Salomea, cunoaștem din Evanghelie. O să vedem imediat, da? Deține minte asta. Și mai luăm încă un verset, Ioan capitolul 19, versetul 25. Zice așa, stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui, sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci câte Marii erau acolo? Trei Marii. Care? Mama lui era o Marie, Maria Magdalena a doua și a treia? Maria lui Cleopa. Cine era Maria lui Cleopa? Era sora mamei lui. Da? Atâta știm. Sora mamei? Bun. Și acum, într-o familie pot să fie două femei cu același nume? Mai e rar, că Ceaușescu avea el doi Nicolae în aceeași. Dar nu într-o familie normală nu pot, evrei clar că nu aveau două femei cu numele Maria. Și noi știm că Maica Domnului nu mai a avut frați. De ce era? Era verișoara Maicii Domnului. Și atunci Iacov, dacă era fiul Mariei lui Cleopa, că unii spun că Iacov sau frații Domnului erau dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Uitați, era Maria lui Cleopa. Era o verișoară a Maicii Domnului, dar nu era termenul acesta. Da? Numai puțin că voiam să dau înapoi. Deci avem pe Maria, mama lui Iacov, prezentată de Matei și Maria lui Cleopa prezentată de Ioan, care e una și aceeași persoană. Asta înseamnă că Iacov cu Domnul Iisus era verișori de al doilea, numim noi în ziua de astăzi. Da? Erau verișoare primare, corect. Și atunci întrebarea, ca să descălcim tot, o mai avut Maica Domnului copii? Păi e foarte clar din textele acestea. Cine erau frații Domnului, că toți care spun că Maica Domnului nu a mai avut copii, pun versetele acestea în față, frații Domnului. Păi uite, i-am lămurit că frații Domnului sunt de fapt fiii Mariei lui Cleopa, care era verișoara Maicii Domnului. Bun. Dar acum, ia gândiți-vă ce onoare era pe Iacov să fie fratele Domnului.
Păi dacă ați fi frate cu patriarhul sau cu președintele nu știu care sau cu patronul nu știu care, nu v-ați lăuda? Ce zice Iacov despre sine? Rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Nu zice, mă, eu sunt frate cu Domnul Iisus, stați că voi trebuie să aveți grijă de mine, că eu am întâietate. Ce zice că este relația lui cu Domnul Iisus? Care era? Rob! Și stați un pic, că el era fratele mai mare, ceea ce la evrei era foarte, foarte important. Fratele mai mare moștenea jumătate din toată averea și ceilalți toți împărțeau cealaltă jumătate. Așa era regula la evrei. Deci el trebuia să fie chiar invers. Domnul Iisus să fie robul lui, dar el nu. El ajunge la o smerenie extraordinară. Știm din Sfânta Evanghelie, Domnul Iisus Hristos a început propovădirea în Capernaum, a deschis Evanghelia acolo, cartea legii, și le-a zis, uite, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea în urechile voastre, și zice că nici frații lui nu credeau în el. Ba, l-alungau la un moment dat, du-te de aici, că ne faci de rușine. Cine? Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Acești frații ai lui le-a fost rușine cu Domnul Iisus când și-a început activitatea, dar se pare că pe parcurs, văzând minunile Domnului, ascultând cuvintele lui, au crezut în Domnul Iisus Hristos și s-au convertit, s-au schimbat. Dar s-au schimbat așa de puternic, uitați-vă la Iacov, cum se prezintă pe sine rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum mă duc la o chestie practică. Tu cum te prezinți semenilor? Cum ne prezentăm noi semenilor noștri? Uitați-vă că vrem să ne angajăm undeva și ce ni se cere? Curriculum vitae. Adică laudă-te, Domnule, singur, cât vrei tu, cât ești tu de mare și de priceput. Asta cere lumea din ziua de astăzi. Să te lauzi, păi eu mă pricep la cutare, cutare și scriem acolo pagini întregi de detalii. Când ne prezentăm cuiva, păi ăsta e fratele lui cutare, ăsta e patronul nu știu care, ăsta e... Ne prezentăm ce? Funcțiile noastre omenești, talentele și calitățile noastre. Dar Iacov vrea să ne spună prin acest prim cuvânt din epistola sa că mai mare titlul ca și rob al lui Dumnezeu nu există. Nu există! Să fii rob al lui Dumnezeu este cea mai mare onoare pe care poate să aibă cineva. Nici măcar gradele de rudenie de văr de al doilea cu Domnul Iisus nu-i mai mare decât rob al lui. Da, da, acum ce înseamnă să fii rob al lui Dumnezeu? Zicea părintele Iosif Trifa că un copilaș se ducea prin cimitir cu taică-său. Și zice copilul, tată, unde-s îngropați păcătoșii? Pentru că eu citesc aici odinește robul lui Dumnezeu cu tare, ești robul lui Dumnezeu cu tare, unde-s păcătoșii? Și tata rămâne așa încurcat și necăjit, zice, măi, păi așa se spune robul lui Dumnezeu. Dar au fost toți robii lui Dumnezeu? Ajunge la calitatea de rob al lui Dumnezeu, trebuie să dai o osteneală. Ce e un rob? Un rob e cel care nu mai are nimic al său și el este total al stăpânului. No, suntem noi robii lui Dumnezeu? Un rob ascultă de stăpânul lui orice îi spune. Stăpânul, ascultăm noi de Dumnezeu. Dar vedeți? Calitatea aceasta de rob al lui Dumnezeu se câștigă în timp prin osteneală. Nu-i doar așa că ne spunem, noi zicem, vedeți, formularea aceasta noi avem la toate tainele bisericii, la toate slujbele bisericii. Se botează, cine? Robul lui Dumnezeu. Se cunună, se spovedește, se împărtășește. Da, robul, toți zice că-s robii lui Dumnezeu. Dar asta e un titlu pe care de multe ori îl dăm pe nedrept, într-un mod mincinos. Deci fără o osteneală personală a ta, nu poți să ajungi robul lui Dumnezeu. Noi zicem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-i o dăm. No, dacă am face asta, ce am devenit? Rob al lui Dumnezeu. Și atunci ne-am putea prezenta ca și Iacov. Păi eu sunt robul lui Dumnezeu, dar nu ni rușine. Cum se zic când fac cunoștință cu ceva? Eu sunt robul lui Dumnezeu. Eu sunt preotul cu tare și am cu tare și cu tare, nu? Robul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să ne prezentăm. Rob al lui Dumnezeu. Când se călugăresc oamenii, este o formulare acolo specifică. Știți că li se schimbă numele la călugărie și la femei și la bărbați. Și trebuie să stea 24 de ore, așa știu eu, dacă nu mai chiar mai mult, în biserică, deci 24 de ore n-au voie să plece din biserică și toată lumea care participă la călugărie trebuie să meargă să dea mâna cu el și să-l întrebe cum te numești frate? Și el spune robul lui Dumnezeu cu tare și spune numele cel nou. Ca să, oarecum, ca să uite viața lui cea veche, trecutul lui păcătos
și să își reînceapă o nouă viață împreună cu Hristos, acolo în mănăstire. E incredibil, poate că ar trebui să ne gândim și noi la lucrul ăsta. Așa ar trebui să schimbăm și noi în viața noastră, nu numele, trăirea noastră lăuntrică. Să ne întrebăm, oare eu sunt robul lui Dumnezeu? Și dacă nu-s robul lui Dumnezeu, a cui rob sunt? Că nu se poate să nu fii rob cuiva. Și cel care trăiește în păcat, este rob păcatului. Mergem mai departe. Cui scrie epistola? Celor 12 seminții care sunt în împrăștiere. Cine erau aceste 12 seminții în împrăștiere? De ce sunt în împrăștiere? Și cine erau oamenii la care le scrie Sfântul Iacov epistola? Hai să ne gândim. Păi cine avea 12 seminții? Evreii. Deci epistola este destinată evreilor, dar nu celor care erau în Ierusalim. Diaspora. Care erau în diaspora, așa zicem noi în ziua de astăzi. Ce se întâmplase? Și în vremea Domnului Iisus Hristos, ca și în vremea noastră, oamenii au început să emigreze în alte părți, să găsească niște țări unde să aibă trai mai bun, să muncească. Așa vedem că de la și la Pogorea Duhului Sfânt și la Paști se strângeau evrei din toată diaspora, veneau, aveau obligativitatea asta ca cel puțin o dată în viață, dacă nu în fiecare an de Paști, să vină la Ierusalim din toate colțurile lumii. Deci erau foarte mulți și venind la Pogorea Duhului Sfânt în Ierusalim, mulți au crezut în Hristos, apoi s-a răspândit vestea Evangheliei prin toate părțile Imperiului Roman, că acesta era atunci la putere, și foarte multe comunități s-au creat în jurul acestor creștini. Și acum Sfântul Iacov vede nevoie să întărească pe oamenii aceștia, care se pare că erau mai bogați decât cei din Israel. Ăștia din Israel, din Ierusalim, sufereau foarte mult de sărăcie, de asuprirea romanilor, birurile care trebuia să le dea. Și totuși, Iacov le scrie o epistolă lor ca să întărească. Păi nu le scrie la cei din Ierusalim, că ăștia se întâlneau în fiecare zi, nu? Le scrie celor care erau departe și n-aveau încă persoane așezate, preoți, episcopi, oameni pregătiți care să-i susțină în credința lor. Și acum întreb eu, cui pasă de cei din diaspora? Cine se întreabă despre cei din diaspora? Nu are ce facă ea. Păi numai un părinte cu inimă bună și dragă. Că noi ne gândim la cei din diaspora. A, păi las că iau bani mulți, ia vai de mine, voi, ia să distrează, noi sărăcim aici, noi suferim aici în toate felurile și bajocurile țării astea și a politicienilor și tă, ne plângem. Dar știm noi cât de mult muncesc în diaspora? Știm noi ce greu e dorul de casă, de părinți, de neam, de țară? Știm noi lucrul ăsta? Ne pasă de ei? Păi cum să-mi pese mie de ei? Că ei se descurcă mai bine decât mine. Uite, lui Iacov îi păsa de cei din diaspora. El se gândea, mă, chiar dacă iau bani, iau lipsa aceasta duhovnicească și nevoia aceasta pe care noi putem să o îndeplinim. Și am zis, poate că ar trebui să ne rugăm mai mult pentru cei plecați în străinătate. Chiar dacă au, să zicem, dar nu știm noi câți bani mai mulți decât noi au sau n-au. În primul rând, pentru munca și umilința ce o primesc acolo de la semenii lor, majoritatea sunt plătiți mult mai puțin decât oamenii de baștină de acolo, mult mai puțin. Da. Și priviți așa de sus, voi ăștia din România, românii, mulți îți priviți ca și țigani, din păcate. E pentru starea aceasta sau pentru dorul lor de casă, uitați-vă că în străinătate se adună în jurul bisericilor mult mai mulți și mult mai mult decât erau în România. Eu cunosc mulți care în România mergeau la biserică așa, din an în Paști. De acolo, în fiecare duminică. De ce? Simt un dor și o nevoie lăuntrică foarte, foarte puternică. Te-ai gândit că cei din străinătate au nevoie și de tine? De rugăciunea ta? Poate că dacă ai copii, frați, surori în străinătate, te mai gândești, te mai rogi pentru ei. Dar dacă ai rudenii mai depărtate sau vecini mai depărtați, sau păi nu, ne mai gândim noi. Asta aș vrea să fie primul lucru care să-l învățăm de la Iacov în seara asta. El s-a gândit la cei din străinătate și eu cred că diferența socială, să zic așa, sau de bunăstare între Iacov și cei din străinătate era enorm mai mare decât între noi și cei care sunt plecați acum în străinătate. Și totuși Iacov se gândea la ei. Haideți să ne rugăm și noi pentru ei. Să punem în rugăciunea noastră câteva cuvinte pentru aceia care sunt plecați în străinătate. Versetul 2.
Mare bucurie să socotiți frații mei când cădeți în felurite ispite. Asta e un cuvânt foarte greu să știți. Cum să socotești mare bucurie atunci când cazi în ispite? Că la urma urmei de aici pleacă și înțelegerea răbdării. Până când să am răbdare? Păi dacă tot vin ispite, cum rezolv eu problema aceasta? Cum să mă bucur în ispite? Zice, când cădeți, nu dacă veți cădea. Oare de ce? De ce zice când cădeți? Nu zice dacă veți cădea. Pentru că ispitele sunt la toată lumea. Nu există oameni care să nu cadă în ispite. Toți cădem în ispite. Toți suntem supuși necazurilor și suferințelor. Nu zice dacă. Adică unii pot să cadă, alții să nu cadă. Nu. Voi cei credincioși, atunci când cădeți, trebuie să vă aduceți aminte de cuvintele astea. Ce să faceți? Să vă bucurați când cădeți în ispite. Și hai să înțelegem și mai adânc lucrul acesta. Vedeți că Mântuitorul are ultima dintre fericiri. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințim, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Greu de înțeles fericirile, nu? Cum să fii fericit atunci când cineva, ce face? Te ocărăște. Cineva vorbește urât despre, bă, credinciosule, bă, pupător de moaște, bă, mironosiță, bă, tot felul de fac oamenii, da? Și tu atunci ar trebui nu să te întristezi, cum facem noi de obicei, a, mă, ce mi-au făcut, ci să te bucuri. Zici, slavă ție, Doamne, că uite, rap și eu ceva pentru tine, o vorbă de ocară pentru tine. Sau când vă vor prigoni, pe noi nu ne-au prigonit. Avem pe înaintașii noștri, pe părinții noștri care i-au prigonit și i-au bajocorit. Și s-au bucurat. Uitați, Petru și Ioan, zice în Faptele Apostolilor, au fost băgați la închisoare și au luat bătaie și au venit la închisoare plini de bucurie că au putut să sufere pentru Hristos. Erau plini de bucurie că au luat bătaie pentru Hristos. Dar acum, care dintre noi am fi bucuros să luăm bătaie? Am o cară, hai că mai răbdăm, mai strângem din dinți, mai... Hai să nu zic nimic, dacă așa au zis părintele. Asta e una. Să te bucuri altceva. Poate că ar trebui chiar să căutăm să fim ocărâți și bajucoriți. Dar vedeți paradoxul cu ceea ce ziceam la început. Dacă tu te prezinți cu funcțiile tale și cineva vine și jignește meritele tale, păi cum să te mai bucuri dacă te-o jignit? Nu. Dacă te înțelegi cuvântul Scripturii, te bucuri atunci când cineva te ocărăște, te prigonește, când zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mincinos. Când inventează oameni minciuni despre tine, ce zici? Vai, hai să-i dovedesc la ăsta că nu are dreptate, hai să-i arăt că... Lasă-l, domnule, în pace, tu bucură-te! Că dacă se inventează minciuni despre tine, atunci chiar trebuie să fii fericit. De ce? Păi oamenii caută să spună ceva rău și n-au găsit. A nu să găsească pe drept lucrurile despre tine, că atunci nu trebuie să fii bucuros. Deci dacă cineva caută să inventeze minciuni despre tine ca să strice imaginea în fața celorlalți, chiar trebuie să fii bucuros. Înseamnă că omul a căutat probleme la tine în viața ta să strice și nu a reușit să găsească. Și asta e un motiv de mare bucurie. Zice Sfântul Ioan așa, că Domnul le-a pus la inimă niște încurajări foarte puternice. Nu zic nicăieri, Domnul Iisus, dacă veniți după mine, oai, lumea o să vă aplaude, o să vină mulțime mare să se urmeze. Nu! O să aveți de toate, o să mâncați bine, o să trăiți în lux. Nicăieri, zice, acestea vi le-am grăit ca într-un mine pace să aveți și apoi, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îi anunță din start. Toți cei credincioși în lume ce vor avea? Necazuri. Noi încă n-avem, să știți. La noi sunt foarte puțini necazurile. Semn că încă nu suntem cu adevărat pe calea lui Hristos. Sau, în Faptele Apostolilor, uitați-vă cum întăreau sufletele ucenicilor, zice, îndemnându-i să stăruie în credință, și aici atenție, arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Dar cum să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? Zice una dintre cântările de la oaste, în cer, pe flori, nu poți fi dus când alții s-au jertfit. Nu poți, pe flori. Dar parcă nouă, după mentalitatea lumii de azi, asta ne-ar plăcea. Să fim luați pe palme și să mergem pe flori, în cer. Doamne, mai mă duc câteodată la biserică, mai cânt câte o cântare, mai zic câte o rugăciune, vai, ce frumos să mă duc în rai. Nu se poate. V-am mai spus, sunt vremuri în toată istoria oscilante, vremuri de prigoană în care toți creștinii suferă obligatoriu și vremuri de libertate. În vremea acestea de libertate, creștinii trebuie ei să se pună la disciplină
la răbdare, că dacă nu, nu se pot duce în Împărăția lui Dumnezeu. Zice, prin multe suferințe trebuie să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Petru zice la fel. Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea slavei lui să vă bucurați cu bucurie mare. Ce zice Sfântul Petru? El asociază suferințele tale cu suferințele lui Hristos. Pentru că dacă tu ești mădular al trupului lui Hristos, orice suferință a ta e suferința lui Hristos. Adică Hristos suferă împreună cu tine la orice durere, la orice necaz și tu suferi împreună cu El. Vă aduceți aminte pilda aceea că un om, zice, a văzut viața lui ca niște pași pe nisip. Și a văzut că urmele lui erau tot timpul însoțite de urmele Domnului, de alte urme. Și la un moment dat, când își urmărea viața, zice, când am avut necazurile cele mai mari, vede o singură pereche de urme pe nisip și zice, Doamne, da, atunci când am avut necazuri mai mari, atunci am mai părăsit. Și Domnul zice, nu, dragul meu, atunci te-am luat în brațe. Alea urmele mele, nu-s ale tale. Asta face Domnul Iisus cu noi. Să știți, și de aceea Sfântul Petru asociază, zice, sunteți părtași la suferințele lui Hristos. Pe Hristos când a suferit pe cruce, a suferit bombănind, bă, spurcați-l, nu vi rușine, lasă, că vedeți voi. Așa zicea pe cruce. Dar cum zicea? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci, cu atâta dragoste și iertare, suferea. Și mai mult, să vedeți ce zice Sfântul Pavel în Epistola către Evrei. Cu bucurie s-a dus la cruce Hristos, nu numai cu iertare și cu răbdare. Plin de bucurie, zice, să lepădăm orice povară și păcatul ce crap din depresoară, să alergăm cu stăruință lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, și aici atenție, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea. N-a ținut seama de ocarea ei și a sedut de-a dreapta tronului Dumnezeu. Evrei capitolul 12. Care era bucuria pusă înainte? Crucea. Asta era bucuria Domnului Iisus Hristos. Pentru asta s-a coborât din cer cu scop special să se răstignească pe cruce. Să sufere pentru mine și pentru tine. Asta era bucuria Domnului. Păi cum să te bucuri de suferințe, de cuiele din palmă, de sulița din coastă, de scuipături și de pumni și de bajocuri? Domnul de asta se bucura. Pentru că știa că asta, dincolo de durerea care o pricinuiește, aduce mântuire oamenilor. Acum înțelegem că dacă noi ne unim cu Hristos, ne unim și în suferința Lui. Noi am vrea numai la înviere. Doamne, când faci minuni, cum erau și apostolii. Fai, ce bucurie când faci minuni, când mulțești pâinile, când toată lumea te aplaudă și noi acolo pe lângă tine și să luăm și noi osanalele. Ce bine. Dar când e crucea, ce-au făcut apostolii? Dai-o fiecare. Că nu înțeles. Nu înțeles suferința. Singur Ioan și Maica Domnului. Eu înțeles să rămân acolo cu Domnul Iisus Hristos la cruce. Sfânt Antonie cel Mare zicea un cuvânt foarte puternic. Când l-am auzit prima dată, greu mi-a fost să înțeleg. Zice, dacă se iau ispitele de oameni, nu se mai mântuiește nimeni. Nimeni! Deci fără ispite, ți-e imposibil să te mântuiești. N-ai cum! De ce? Păi noi am căzut în păcat odată cu părintele nostru Adam și cu Maica noastră Eva. Și de acolo toți oamenii s-au îmbolnăvit. S-au îmbolnăvit de boala asta a păcatului lăuntric, și de lene, dacă vreți. Păi din lene cum poți să scapi? Numai prin osteneală, n-ai cum altfel. Sau să vă dau exemplu, zice, nu se mai mântuiește nimeni. Vă dau exemplu culturiștilor sau sportivilor. Poate vreun culturist sau vreun sportiv să ajungă la o performanță înaltă fără să stea numai la calculator și nu. Stau la calculator și dau din degete, din butoane și din mouse. Poate să facă mușchi? Putea, dacă vreți, Simona Halep, stând la calculator, jucând tenis cu mouse-ul, putea să câștige locul întâi? Nu. Trebuia ce? Osteneala proprie. De asta îndeamnă Iacov pe toți. Și nu se poate, frații mei. Trebuie să te bucuri. Trebuie să faci o pasiune chiar dintre asta. Dacă nu faci o pasiune, uitați-vă, eu mă tot minunesc, se duc la sală, trag de fiare, grele, kilograme, tot acolo, numai ca să-și dezvoltece mușchii. Păi nu așa ar trebui să facem noi creștinii, să tragem de rugăciune, tragem de post, tragem de scriptură, tragem de una, tragem de alta, numai să ne întărim mintea, inima, răbdarea, sufletul nostru, să-l facem mai puternic. Păi nu ar trebui să fie o bucurie?
Apoi, unde merge? Merge la biserică. Ia, iară. No, păi dacă zici așa, mai e bucurie, osteneala ta. Iar trebuie să citesc în Scriptură. No, iar o vine postul, iar trebuie să tai mâncările alea bune. Bucurie trebuie să fie, zice Iacov. Bucurie și nu numai astea. Și când vin ispitele în fața ta, trebuie să te bucuri. Când vin și te primejduiesc, și o să ajungem imediat să vedem, Sfinții Părinți au niște detalii foarte, foarte atente la ce înseamnă ispitirea. Vedem argumentarea Sfântului Iacov prima dată. Zice, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. De ce trebuie să te bucuri? Pentru că știi ce face ispitirea. E o încercare a credinței. De ce trebuie să fie încercată credința? Ca să ajung la răbdare. E adevărat. Altfel nu se poate. Aș zice, ce școală din lumea asta vă învață răbdarea? La ce școală sau facultate sau doctorat ați avut materie? Răbdarea. Cum să învăț răbdarea? Le spun de multe ori, cum? Prin suferință. Dar aia nu se învață la școală. Le spun de multe ori tinerilor că vin, mai ales părinții tineri, care au primul copil, vin necăriți, vai, până că atât de greu, vai, că nu știu dacă o să fiu o mamă bună, nu știu, foarte, foarte stresați. Și le spun, stați liniștiți, pruncul o să vă învețe pe voi răbdarea. Păi nu am răbdare, o să te înveți el. Cum? Păi noaptea o e, iară schimbă-l, iară dă-i de mâncare, iară face, mai crește, întoarce-te pe-n casă, iară le strângi după el. Toate astea te învață răbdarea, nu altceva. Vedeți cât de frumos a așezat Dumnezeu în familia noastră răbdarea. Ca să te învețe cineva care îl iubești. Păi ăla îl iubești pe copilul tău, de aia ai răbdare cu el. Păi cum ar fi să vină să-ți facă în casă ce-ți face pruncul? Să vină altul străin. Păi l-ai luat și l-ai zvânturat de fumare. N-ai avea nici un pic de răbdare cu el. Dar pruncul, pentru că ți-i drag, că e din carne, din carnea ta, ai răbdare multă, multă cu el. Păi nu așa are Dumnezeu răbdare cu noi? În fiecare zi. Tot ne repet aceleași lucruri, iar mai facem câteva bun, iar mai trăznim câte una, iar ne cerem iertare, iar ne iartă. Asta face Dumnezeu. Ne tot încearcă credința noastră ca să cultive noi răbdarea tot mai mult. Și o să vedem de ce avem nevoie de răbdare. De unde zi răbdarea? Dacă așa e de complicat. De unde o iei? Care e sursa răbdării? Știți că aurul se lămurește, așa e termenul folosit acolo, încercarea credinței, termenul de încercare, e exact termenul care se folosește la lămurirea aurului. Aurul se ia din pământ plin de gozuri, de tot felul de impurități. Și ca să fie curat, se aruncă în foc. Exact așa este sufletul omului. El e plin de toate păcatele, se încâlcește cu de toate și Dumnezeu la un moment dat zice, hai să-l mai curățim un pic pe ăsta. Și ne bagă în focul ispitilor și ne mai îngăduie cât e o boală și, Doamne, dar ce am făcut? Doamne, dar ce am pățit? Doamne, dar unde am greșit? Nu mă, frate, numai te cureți acum, stai liniștit. Da, dar doare. Dar nu-i plăcut. Nu-i plăcut, dar e bun, e de folos. Aici trebuie să ne învățăm noi foarte, foarte atenți. Nu tot ceea ce e plăcut e de folos. Sfântul Nicolae Velimirovici zicea, am iubit pătimirea pentru că mult înnobilează sufletul omenesc. Ia auziți, am iubit pătimirea. Pătimirea, suferința, înnobilează sufletul oricărui om. Un om care suferă multe, vedeți la fratele Traian Dolz care a suferit prin închisoare, sau atâția și atâția oameni care au pătimit în închisorile comuniste, sufletele lor erau mult mai elegante, mult mai plini de răbdare. După ce ai trecut prin bătăi și prin chinuri, mai venea cineva și zicea, bă, pocăitule, bă, prostule, îl mai luai în seamă? Te bucurai. Nu te mai afecta deloc. De ce ne afectează pe noi vorbele urâte? Pentru că n-am suferit nimic. Spre curățirea și răbdarea noastră. Încă nu-i lămurit sufletul nostru. Suntem așa, în două cărări, cu impurități pe sufletul nostru. Încă nu-i curățat de toate prin necazuri. Am zis că aurul se lămurește în foc. Uitați-vă, are Sfântul Maxim Mărturisitorul niște motive pentru care Dumnezeu îngăduie ispitirea, suferințele în viața omului. Când le-am citit, am zis, fai, dacă le-am
băga bine la cap, nu ne-a mai întristat niciodată când vine suferința, ori de ce fel și orice culoare peste noi. Zice așa, primul, pentru că omul prin încercare să dobândească puterea de a deosebi virtutea de păcat. Deci nu poți să deosebești virtutea de păcat, n-ai de unde să o știi decât prin încercare. Apoi, pentru a dobândi prin luptă și durere virtutea și a avea sigură și nestrămutate. Deci virtutea nu se poate așa, ai pică paramăleață, gata, sunt un om virtuos. N-ai cum. Apoi, pentru ca înaintând în dobândirea și lucrarea virtuții, să dobândească și smerita cugetare. Deci nu e suficient numai să te ostenești și să dobândești și smerita, gândirea smerită, cugetare. Și apoi, pentru ca din experiența ispitelor să urâm păcatele pe care ele le declanșează cu ură desăvârșită. Zicea și Părintele Iosif, până nu ți-i scârbă de păcat, nu te poți uni cu Hristos. Deci, păcatele întotdeauna au un ambalaj foarte, foarte frumos. Ți-aduc plăcere. Și după aceea ți-aduc amărăciune. După ce săvârșești păcatul, vai, dacă mai ai conștiința trează, zice, bă, n-am putut aceea, n-am putut să fac așa, n-am putut altfel. Da, și aduce o amărăciune în suflet. Orice fel, nu luați beția, domnule, se simte omul, vai, ce tare și mare la beție. Și după ce ajunge acasă, după câteva ceasuri, e rău, vomă, stare dintre asta aiurită nu știu câte zile după. Păi o meritat pentru un pic de bucurie care ți-o dă alcoolul, adică de bucurie, că e o împrăștiere a minții, practic asta e. O meritat atâta suferință, dar omul nu se gândește înainte la ceea ce urmează. Apoi zice, ultima, pentru că odată ajungi la nepătimire sau biruința asupra păcatelor, încă din faza de ispită, să nu uităm slăbiciunea noastră, nici puterea celui ce ne-a ajutat. Deci și după ce ai ajuns să îți fie scârbă de păcat, tot mai vin ispite. Tot mai vin necazuri. Ca să nu uiți cine te-a ajutat și ca să nu uiți slăbiciunea ta. Că nu noi, prin puterea noastră, să știți, biruim ispita. Nici poveste. Hristos, El ne ajută. Atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră, doar atunci putem să biruim ispita. Când îl chemăm pe El în ajutor. Zice Sfântul Ioan Scăraru că diavolul ne sapă trei gropi, adică trei ispite, și tot el zice că sufletul are, potriva acestor trei ispite, trei soluții. Care e prima groapă? Zice să ne împiedice să lucrăm binele. Se străduie în fel și chip să-l facă pe om să nu facă binele. Și dacă nu cade omul în prima groapă, are următoarea. Zice dacă face binele și te felicite, dacă n-ai căzut în prima groapă, te felicite, dracu. Zice, ești extraordinar, n-ai căzut în capcana asta, ești bun, zice, vrei să faci binele? E foarte bine. Zice, să nu-l facem pentru Dumnezeu, ci pentru mândria noastră. Deci asta e a doua groapă. Nu cazi în prima, faci binele, dar îl faci ca să te mândrești, să te lauzi. Da. Dacă n-ai căzut nici în asta, să te lauzi, zice, ne dă o îndrăzneală nejustificată în săvârșirea binelui, adică, eu fac și drec și drec, ca să ne ducă pe culmile mândriei. Ia auziți. Deci mândria are niște trepte atât de subtile, încât dacă tu faci, mă, nu fac spre lauda mea, nu las, că nu mă interesează. Și culmile mândriei, adică în lăuntru minții tale, chiar dacă nu spui la nimeni și nu te laudă nimeni, tu să te mândrești, băi, ce tare am fost, băi, ce bine am făcut, băi, ce tare m-am descurcat. Și zice, prima, cu împiedicarea lucrării binelui, sârguința și gândul la moarte. Ce înseamnă asta? Să mă strădui. Dom'le, dacă vine moartea peste mine, eu câte fapte bune am făcut? Dacă te gândești în fiecare zi așa, te apuci, ai sârguință, hai să mai facă, vine dată. A doua, supunerea și ocara. Dacă te supui și primești ocara ca și pe bucurie, atunci nu mai vine mândria ta, lauda ta. Te bucuri când te laudă cineva? Da. Atunci înseamnă că fapta ta cea bună nu e chiar plăcută lui Dumnezeu. Și a treia, defăimarea de sine. Înțelegeți? Prima dată să te bucuri când alții te defaimă și ultima dată, ca să scapi de cea mai mare culme a mândriei, tu să te vezi pe tine, cum zice Sfântul Pavel, cel din tâi de păcători sunt eu. Dar nu că ți-o spus altcineva, chiar așa să te vezi. Te defaim pe tine. Eu sunt nimic. Eu sunt vierme și nu om, zicea David despre el. Ia auziți, marele David zicea despre sine așa. Și eu ce-s? A, eu sunt mai mare. Și decât David, și decât tăți. Sfântul Pavel zice așa,
nu va cuprins ispite care să fi fost peste puterea omenească, dar credincios este Dumnezeu, El nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. Extraordinar lucru. Extraordinar plan. Cineva întreba, care vine prima dată? Vine ispita sau puterea lui Dumnezeu? Ce părere aveți? Puterea lui Dumnezeu după aia ispita. Zice, vine puterea lui Dumnezeu în chip inconștient în tine. Da? Deci tu ai puterea. Și apoi când vine ispita, dacă tu apelezi la acea putere pe care Dumnezeu ți-a dat, o biruiești. De multe ori se plâng oameni, vai, câte necazuri, câte probleme am, că nu mai știu cum să le rezolv. Nu, asta e minciună. Sfântul Pavel zice foarte clar, nu-i peste puterea ta nimic. Sau alți părinți zice să nu dea Domnul atâtea necazuri cât e poate omul să ducă. Să nu-i dă e Domnul. Nu ne dă nimic mai mult decât putem duce. Și zice, Dumnezeu e credincios. Nu îngăduie să fii ispitit mai mult decât poți. Dar mai face ceva. Împreună cu ispita, Dumnezeu aduce și rezolvarea. Deci Dumnezeu îți dă, numai trebuie să o cauți tu. El îți aduce și rezolvarea, și soluția pentru problema care îți vine în față. Și pentru boală, și pentru necaz, și pentru durere, pentru absolut orice. El îți pregătește și soluția. Numai tu trebuie să o cauți. Să-i ceri lui Dumnezeu soluția. Dacă nu-i o ceri, cauți tu soluții peste tot, nu găsești rezolvare. Versetul 4. Dacă ajungi la răbdare, zice, în răbdarea să-și aibă lucrurile desăvârșit ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic. Nu știu dacă vă aduceți aminte când am fost în Moldova, la mănăstirea Secu. Era un călugăr bătrân care îmi zice, mă, știți voi de câte feluri e răbdarea? Mi-am uitat așa, nu știu. Zice, este răbdărică, este răbdare și răbdăroi. Nu, zice, răbdărică așa, când rabzi un pic și după aceea repede, ți-ai pierdut răbdarea și te-ai enervat. Ce răbdare, om obișnuit, care are răbdare, dar răbdăroi e acela care, domnule, oricât l-ai chinuit și l-ai tortura, nu se nervează, nu se supără niciodată. Nu, acum noi ce fel de răbdare avem? Răbdărică aceea. Aia mititică, nu vedeți? Vedeți ce slab suntem? De ce trebuie să lucrăm prin suferințe, cu bucurie, răbdarea noastră? Ca răbdarea să-și aibă lucruri desăvârșit în noi. Termenul care e folosit de Iacov, aici să-și aibă lucruri desăvârșit, sau de Sfântul Pavel zice, îndelungă răbdare. E îndelungă răbdare, e de fapt iubire de semeni. Asta e îndelungă răbdare. Când iubești într-adevăr pe semenii tăi, ai îndelungă răbdare. Ai răbdare adevărată. Păi nu că te rabd, cum zice Petru, Doamne, până când să-l ierte? De 7 ore ajunge? Petru avea răbdărică. Și credea că răbdărică asta e suficientă. Nu, Petru, de 70 de ori cât e 7. Oi, prea mult să calculez. Da? Trebuie să ajung la îndelungă răbdare. La răbdăroi. Sfântul Pavel zice așa, Roman 5:3. Ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și el merge mai departe. Răbdarea încercare, încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. De ce ne pierdem, acum aș zice invers, de ce ne pierdem nădejdea? Când avem răbdare. Deci răbdarea e strâns legată de nădejde și răbdarea e suferință. Deci suferința vine și aduce răbdare, răbdarea aduce încercare, adică poți să rabzi la încercări și încercarea îți aduce nădejde. Și atunci, dacă ai nădejde tare, nu o să fii rușinat. Noi ne rușinăm de Dumnezeu pentru că nu avem încredere în Dumnezeu. Nu avem răbdare să-L așteptăm pe Dumnezeu, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Uitați-vă câtă răbdare au oamenii să stea la slujbă, la predică. A, păi prea mult. Să stăm în biserică, cât? 2 ceasuri? Voi, prea mult. 3 ore? Prea mult, exagerat. Da? Deci răbdarea se cultivă în timp. De ce n-au oamenii răbdare în ziua de astăzi? Păi secolul vitezei. Ne-am învățat cu răbdarea de la televizor și de la internet, da? Unde toate se mișcă așa, cu viteză foarte mare. Vă spuneam că zicea cineva că și dacă se uită oamenii la Animal Planet, da? Și acolo îi învață să n-aibă răbdare. Zice, cineva s-a dus cu copiii în pădure. Și după 15 minute s-a plictisit în pădure. De ce? Păi așteptau ca în 15 minute să vadă căprioara cum vine să bea apă,
Da, așteaptă să vadă ursul cu mormăie pe acolo, că așa au văzut la Animal Planet. În 15 minute au văzut toate. Ori alea muncă de ani de zile de multe ori pentru alea 15 minute. Înțelegeți? Deci lumea de azi ne învață să nu mai trăim realitate și să nu mai avem răbdare. Și constatați, să știți, cu cât stă omul mai mult la televizor, la calculator, la ecran, are mai puțină răbdare. Pentru că așa se petrece mișcarea creierului în fața ecranului cu o viteză foarte mare, încât atunci când vine în viața reală, se plictisește. Ai, vai, dar ce trece vremea, dar ce greu e la biserică, vai, dar ce greu e la rugăciune. E foarte grele pentru noi, că mintea noastră nu e învățată cu așa ceva, e învățată cu chiciuri de 2 bani, rapid, schimbat, altceva, nou. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa, că sunt 4 feluri de nepătimire. Deci atâta trebuie să rabde omul suferințele până ajunge la nepătimire. Dar și nepătimirea e de 4 feluri. Zice, prima nepătimire, oprirea de la săvârșirea păcatului cu fapta. Ia auziți. Deci nu mai faci păcatul cu fapta, asta e prima nepătimire. Fui, când am văzut, am zis, cred că nici la prima n-am ajuns. Deci a doua, lepădarea totală a gândurilor pătimașe din suflet. Deci asta e treapta tot. Nici în gând să nu-ți mai vină patima. Că de multe ori nu faci cu fapta, dar așa cu mintea mai cochetezi, că ai mai văzut la televizor sau că ai mai văzut pe stradă ceva și mintea ta face scenarii. Nu faci cu fapta, dar în cap ai scene. De toate felurile. A treia treaptă. Totala nemișcarea părții poftitoare spre patim. Luați pe Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos din cartea lui Savatie Baștovoi. Deci omul acela zice că la un moment dat sare în piscina femeilor, în baia femeilor. Și acolo, pe vremea aceea, femeile făceau baie dezbrăcate, să știți, în pielea goală. Și ăsta călugăr sare și el acolo. Și îl întreabă după aceea diaconul care o văzut ce a făcut, zice, ce ai simțit când ai fost acolo între femei dezbrăcate? Și ăsta zice, ce-o simțit lemnul? Și ce simte lemnul, aia am simțit și eu. E, dar după 30 de ani de luptă în pustiu, nu e pentru oricine treaba asta. Deci 30 de ani de luptă în pustiu, zice, m-am luptat cu dracul desfrânării 30 de ani. Până mi-am ajuns la totala nemișcare a părții poftitoare. Adică și atunci când vine în fața ta, tu nu mai ai nicio poftă, da? Trece tortul cu frișcă în fața ta și tu nu simți nimică. Nu că te gândești la el, dar nu mai ai nicio atracție pentru el. Asta e obișnuință, să știți. A patra, curăția totală, chiar și de închipuirea simplă a patimilor. Și asta e a patrulea nivel de nepătimire la care, zice Sfântul Maxim, tare, tare puțin ajung. Acum, dacă vedem, nu am pus lucrurile astea ca să ne speriem, ci ca să vedem că încă mai ar trebui să-i cere lui Dumnezeu suferință ca să ne curețe. Că suntem tare slabi, tare departe de ceea ce trăiau cu adevărat părinții noștri. Sfântul Maxim zice asta pe pielea lui, nu povești. El o experimenta pe pielea lor. Ei vedeau foarte simplu, dacă vreți și cu partea poftitoare. Îi spuneau, își verificau toate, inclusiv alimentația, în funcție de starea la rugăciune. Și mă, după ce am mâncat, mă pun la rugăciune. No, dacă mi-a venit somnolență, nu știu ce, înseamnă că mâncarea nu a fost bună. Nu a fost potrivită. Și în funcție de asta și-o disciplina și alimentația, să știți. Și alimentația, și mișcarea. De ce făceau mătănii? V-am spus la câțiva. Atunci când fizicul tău nu e obișnuit, dar nu e pus la treabă, se îmbolnăvește. Într-o seară le-am luat pe fetele mele și zic, hai să facem gimnastică. Nu vreau să meargă la not, facem toți gimnastică. Și o jumătate de oră le-am pus acolo și am făcut gimnastică. Păi după jumătate de oră, febră musculară. Foai de mine, zic, ce-i cu mine? Păi da, că n-am mai umblat pe jos, am mers cu mașina, n-am mai avut condiție fizică, așa numai din an în an, prea puțin. Părinții noștri știau asta pe pielea lor. Ei știau că și alimentația, și mișcarea, și rugăciunea, și scriptura, toate trebuie combinate spre a se întări lăuntul lui. Păi nu poți, un trup lenevos, un trup care lenevește, nu se poate ruga. Păi clar, n-are nici trezvie la rugăciune, nici atenție la rugăciune, nu poate să trăiască cu adevărat starea pe care o dă rugăciunea. Zice, vai, că e plictisitoare liturgia și e plictisitor la biserică. De ce?
Păi, dar nu-i starea mea potrivită, nu că-i Dumnezeu plictisitor. Mintea mea e împrăștiată. Alimentația mea nu-i potrivită. Condiția mea fizică nu-i suficientă. De aceea avem nevoie ca Dumnezeu să ne disciplineze pe fiecare în parte. Mă duc mai departe. Sfântul Isaac Siru vede încercările din două direcții. Asta e foarte, foarte interesant la el. Zice că sunt încercări pentru înaintarea noastră duhovnicească, care sunt foarte bune, deci vin de la Dumnezeu, și sunt încercări care vin din propria noastră mândrie, și astea nu vin de la Dumnezeu. Astea vin de la noi înșine. Uitați-vă. Care sunt încercările pentru înaintarea duhovnicească? Întârzierea, îngreunarea trupului, moleșeala, trândăvia, zăpăceala gândirii, deznădejdea vremelnică, lipsurile trupești, lipsa ajutorului omenesc. Deci astea le îngăduie Dumnezeu ca să te sporească pe tine, să te ridice un pic mai sus. Da? Cum întârzierea? Adică nu-ți răspunde imediat la rugăciune, că dacă ți-ar răspunde, zice, a, ce tare îți, mă ascultă Dumnezeu, rapid, am rezolvat, scurs și la subiect, te lasă să insiști. Te lasă să treacă o perioadă de timp. Cum îți îngreunează trupul? Păi să vezi, măi, acum nu-ți bine. Să te ambiționezi, mai multe mătănii, mai multă ostenială, mai mult să alerg pentru semenii mei. Moleșeala și trândăvia, cum vin astea? Te lasă, te îngăduie să fie moleșeala ca să te trezești tu și să vezi, mă, nu-i bine să stau așa. Sau zăpăceala gândirii. Nu mai știi. Ca să ți se lămurească în cap toate, îți dă o vălmășeală așa. Să se amestece toate. Nu mai știi de cine să asculți. Păi ăla mi-a zis așa, celălalt invers, celălalt invers, vai de mine. Și atunci trebuie să ți le lămurești în cap, că dacă nu te zăpăcește. Da? Te doare capul dacă nu ți-s clare. Și avem nevoie de lucrul acesta, că dacă nu ar fi, am sta nepăsători, cum stau foarte mulți în ziua de azi. Nu au nicio treabă. Nu interesează nimic, sau și se duc cu valul. Deci dacă vine, sau deznădejde vermelnică, vin mulți la spovedanie și zic, părinte, ce se întâmplă atunci când încep să mă spovedesc, am mai multe ispite. Păi dar e regula asta. Păi clar. Când ține omul câinele mai aproape de el, mai strâns? Atunci când merge la pas cu el sau atunci când se zbate să scape, să fugă? Păi așa pățim și noi cu diavolul, să știți. Când merge la pas cu diavolul, nu ne scutură de zgardă, n-are nicio treabă. Dacă mergem cu el deodată, la pas cu el, el e bucuros, nu ne deranjează cu nimică. Dacă vrem să scăpăm, vai, păi m-am dus la spovedii, vai, că îmi pare de păcatele, vai, că astea nu știu că e păcat. Păi când începi starea asta, hai să mă mai rog, hai să mai citesc. Vine și el, te trage de zgardă. Hai bă, vrei să scape amul de mine, fii serios. Așa face cu noi. Așa face. Eu le spun tuturor, când ieși, mai ales cei care vin prima dată la spovedanie, ai grijă, când ieși de aici, deja să te aștepți la ispite. Păi cum, dar nu m-a iertat Dumnezeu? Ba da! Păi tocmai că te-a iertat Dumnezeu, vin ispitele mai mari. Că diavolul simte că își pierde un client. Și el se luptă, el se zbate, el nu renunță așa de ușor la sufletele noastre, să știți. De aceea avem nevoie de încercări. Omul deștept știe să-și transforme toate încercările în foloase. Dacă zicea Sfântul Antonie că fără ispite nu se mântuiește nimeni, înseamnă că toate ispitele care vin sunt spre folosul meu. Și atunci nu mă mai necăjesc de ele, mă bucur când vin. Apoi, care sunt ispite din propria mândrie? No. Aici când le-am citit, am zis, mă, eu am mai multe ispite de astea decât de celelalte. Lipsa înțelepciunii, simțirea prinderii curvii, adică simți în mintea și în inima ta, mânierea iute, dorința de impunere, vrei să-ți impui punctul de vedere, chiar bun să fie. Dacă ai dorința asta de a impune punctul de vedere personal, înseamnă că e din mândria ta. Cearta, hula împotriva Domnului, purtare nebunească, poftă de a petrece cu lumea, na. Vorbire de șartă, adică a vorbi aiurea, în plus. Ce pentru fiecare cuvânt, omul va trebui să dea socoteală. Căutarea de noutăți, asta e foarte interesantă. Vedeți că în Areopag, în Atena, grecii căutau ceva nou. Tot timpul așteptau ceva nou. Da? Și Sfântul Pavel vine și se leagă de lucrurile astea, le prezintă pe Dumnezeu necunoscut, vorbește despre Hristos, până unde? Până la înviere, da? Când e vorba de înviere, ce altă dată. Și un părinte așa, dacă omul are mintea căutând tot timpul ceva nou,
nu poate să primească învierea. Deci primește toate, dar învierea nu poate primi. Învierea nu e un lucru nou, e un lucru vechi, da? Și un lucru care vrea să te transforme pe tine. Și noutățile, să știți, goana asta după noutăți, asta e o boală a secolului. Uitați-vă, trebuie să-mi schimb frigiderul, chiar dacă nu s-o stricat, dar trebuie să schimb perdelele, trebuie să schimb mașina, trebuie să schimb cu tare. De ce? De ce dorința asta de noutăți? Pentru că nu ne-am înnoit inima. Când omul își înnoiește inima, toate le-am socotit gunoaie. Asta e problema. Deci dorința asta de nou e pusă de Dumnezeu în inima noastră, numai că noi o canalizăm spre lucruri, nu o să o canalizăm spre cele cerești. Când îl ai pe Hristos înăuntru tău, nu te mai interesează nici că mere, nici că nu mere, nici că mergi pe jos. Țin minte că a venit la un moment dat cineva la fratele Traian Dorzi, era vremea aceea dinainte de 89, când oamenii nu prea văzut fâșuri. Da? Și-a venit cu un fâș, zice, uite, ți-am adus și ție un fâș. Și fratele Traian Dorzi l-a refuzat și a zis, nu pot eu să port ceea ce n-au frații mei. Extraordinar lucru. Cum să port eu haina asta de lux dacă frații mei n-au așa ceva? Înțelegeți? Omul credincios, că l-are pe Hristos, nu-i atras de ceva nou. Nu-l impresionează noutățile. Noi suntem tare impresionați. Vai, ce-o mai apărut? Hai să ne mai uităm pe site-uri, ce-o mai apărut nou? Hai să-L căutăm noutatea în inima noastră, să înnoim inimile noastre și atunci tăte să liniștesc. Necazurile, zice Sfântul Marcu Ascetul, de multe ori sunt prilejuri acordate de Dumnezeu pentru o credință desăvârșită. Astea sunt necazuri. Prilejuri. Ne bucurăm când avem prilejul de ceva frumos. Păi și la necazuri trebuie să ne bucurăm. Iisus Sirac zice, fiule, când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește sufletul spre ispită. Dinainte, vrei să slujești foarte bine, dar gătește-te de ispită. Nu poți să slujești fără ispitire. Am o poveste care vreau să vă pun la inimă, unora v-am mai spus-o. Un om care orice ispite și necazuri avea, zicea foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și omul ăsta avea un cal foarte frumos. Și-a venit cineva într-o zi la el, zice, domnule, calul ăsta tare, tare îmi place al tău și uite, îți dau încă 4 cai, dă-mi-l mie calul ăsta al tău. Și ăsta zice, mă, nu pot să-ți dau calul, m-am atașat de el, mi-e prieten bun. Lumea din sat, bă, dar ești prost, mă, cum? Îți dă 4 cai în schimb, cât de bun a fi, dar nu merită cât 4 cai. Ăsta zice, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. După câteva vreme, îi fuge calul de acasă. Scapă din ogradă, nu-l mai prinde omul, s-a dus. Nu, lumea din sat, ai văzut? Ai zis că e foarte bine. Și ăsta, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Păi cum, mă, dacă ți-o plecat acum, nu mai e nici calul ăla, nici ăia 4. Dacă îi luai pe ăia 4, îți fugea 1, 2, mai rămâneai cu 2. Ăsta, foarte bine, Domnul știe ce e bine. După câteva vreme se întoarce calul lui cu o hirghilie de cai sălbatici. Deschide porțile larg. Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Acum oamenii din sat invidioși. Mă, că ăsta ne-a spus că e foarte bine, dar noi nu l-am crezut. Că ne-am gândit numai acolo, rapid. Da? Și l-am zis, Domnul știe. Cai sălbatici plin acolo, s-a umplut o grada de cai, s-a apucat să-i potcovească. Cum îi potcovea acolo cu ficiorul lui, dă un cal cu copita și rupe piciorul la băiatul lui. Ăsta, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Oameni, mă, tu ești nebun, acum e bine că eu rup piciorul la fiul tău? Mă, zice, Domnul știe ce e bine. Eu zic că e foarte bine. Da, nu înțelegeau nici cum. După câteva vreme, vine ordin de la împărat, toți tinerii abd de război să margă la luptă, că avem dușmanul la graniță. Ăștia năcăjistăți din sat, noi, uite, copiii noștri merg, s-ar putea să moară acolo. Ăsta nu zic că e foarte bine că și-o rup piciorul. Păi mai bine rupeau picioarele, dar rămâneau acasă, vii. Ăsta, foarte bine, foarte bine. A început oamenii să-l creadă. Da, deci orice se întâmpla, el zicea foarte bine. Deci ce făcea? Lua de cazul cu bucurie. A auzit împăratul de el și a zis, mă, să vină la mine omul ăsta, că am nevoie la curtea mea, la palatul meu, am nevoie de un om care să-mi ridice moralul, să mă încurajeze, orice se întâmplă, să-mi zică foarte bine, Domnul știe ce e bine. Și se duce omul. Și o an de zile tot îl încurajează pe împărat, îi spune ăsta bucuros. Dar la un moment dat primește împăratul cadou o bardă, o secură din aia puternică, mare. Și când o primit-o, s-o uita la ea cum strălucea, ascuțită, tare, i-o spusă la care o făcut-o, vezi că taie foarte bine. Las că mă pricep eu. Nu știu ce-o vrut să taie. Și-o da și-o tăia degetul mare.
Ăsta de acolo zice, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. S-a supărat împăratul acum, mă, o fi bine, dar acum îți bagi joc de mine, îmi tai degetul și tu zici că e foarte bine? Nu-l lași, nu băga la închisoare. Acolo să putezești la închisoare, tu îți bagi joc de împărat, dar tu nu conștientizezi asta. Păi ăsta zice, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e bine. Atâta știa să zică. L-a lăsat acolo câțiva ani de zile, o și uita de el, dar într-o zi se duce împăratul la vânătoare de elefanți cu toți cavalerii lui. Și cum mergea prin junglă la vânătoare, s-o tot depărta de teritoriul care îl cunoșteau și ajung într-o zonă unde o da peste niște canibali. Mai prinde canibalii și zice, hai să-i mâncăm. Ia și-i mănâncă pe toți cavalerii și când ajung la împărat, zice șeful canibalilor, mă, noi avem un principiu, nu mâncăm numai oameni întregi. Ăsta n-are un deget, dați-i drumul să meargă acasă. Ai, împăratul nu știa să plângă, să râdă, să vai, să duce acasă. Unde-i mă ăla? Mergi la închisoare, hai dați repede. Să scoatem de la, uite mă, că mi-o zis că e foarte bine și am zis, imposibil tăiatul degetul să fie lucru bun. Și uite-te că acum am scăpat cu viață că mi-o zis el. Îl scoate de la închisoare, zice, te rog frumos să mă ierți că te-am ținut la închisoare. Și ăsta zice, foarte bine, Domnul știe ce. Păi cum e bine să te țin închis pe tine? Și ăsta zice, foarte bine, foarte bine. Că de nu eram cu tine și mă mâncau și pe mine. No, atunci a priceput împăratul că vorba asta nu e o vorbă numai așa de spus la alții. Ci chiar, într-adevăr, Dumnezeu știe ce e bine. Dacă tu ai răbdare și primești necazul și problema. Uitați-vă la Iov. Iov zicea tot așa. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Iov nu blestema pe Dumnezeu. Și o primit. Zice, dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, nu l-am să le primești și cele rele de la Dumnezeu. Și încercările. De ce să le primesc? Dacă Domnul asta a vrut, știe El mai bine. Și Domnul știe ce e bine. Nu eu, nu dumneata, Domnul știe ce e bine pentru tot ce se întâmplă în viața noastră. Sfântul Isaac Siru zice, nimeni nu s-a suit la cer cu răsfățul. Noi acum vrem să fim răsfățați. Nimeni nu se poate sui la cer cu răsfățul. Sau cuviosul Paisia Ghioretu zice așa, am venit pe pământ să dăm examene. Această viață nu este ca să ducem bine, ci ca să dăm examene pentru viața cealaltă. Restanțe nu există. Anii trec repede și omul îmbătrânește, deci nu stați la răscruce. Fiecare să-L urmeze pe Hristos la răstignire, dacă vrea să se bucure de înviere. Deci ca să ajungă în dulcele rai, omul trebuie să mănânce aici multe lucruri amare și să aibă zapisul încercărilor în mână. Cu cine prezentăm în fața lui Hristos? Cu zapisul, știți ce zapisul? Lista încercărilor. Zice că la primul sinod ecumenic au venit toți episcopii, știți, după atâta vremuri de prigoană, au venit toți episcopii cu laudele și cu mândria lor. Zice, unul avea tăiate urechile, altul scoase unghiile, altul smulse barba, altul tăiat un picior, altul răni și bătăi pe corp. Astea erau laudele lor. Care-s laudele noastre? Noi cu cine le dăm dacă Sfântul Paisie zice, trebuie să avem în mână zapisul încercărilor. Cu ce ne lăudăm noi în fața lui Dumnezeu? Mergem cu banii noștri, cu desăgile noastre? No, nu impresionează pe nimeni acolo. Ai răbda ceva ca să te asemeni cu Hristos? Puțin, așa. Nu cruce și moarte, nu ca apostoli, nu ca părinții noștri până închisori, dar ceva ai răbdat? Vorba vecinului tău, ai răbdat-o? Vedeți? Iacov spune lucrurile acestea pentru că el era pregătit pentru jertfă. El o răbda de la toți semenii, de la frații lui, de la prietenii lui, de la vecinii lui, o răbda bajocurile și moartea. De aceea le cere tuturor, răbdați, nu vă întristați. Chiar dacă sunteți acolo departe, unde v-a așezat pe voi Dumnezeu, aveți răbdare, că Dumnezeu nu vă uită, nu vă părăsește, Dumnezeu știe. Dumnezeu, dacă vreți, calculează, contabilizează toate suferințele și răbdările voastre. Nu vă răzvrătiți împotriva lor. Vreau să mă mai pun la inimă pe Sfânta Anastasia Romana, o sfântă care e prăznuită în 29 octombrie. Are o viață foarte scurtă. Era una din cele mai frumoase fete din vremea ei și se duce la mănăstire. Se duce în mănăstire, se călugărește, dar aude lumea de frumusețea ei
Și s-a dus vestea până la împăratul. Păi este acolo ascunsă într-o mănăstire o fată extrem de frumoasă. Și împăratul zice, merge și aduceți-o. Era Sofia, stareța ei, o bătrână, care i-a luat-o de când era mică, și zice, când au bătut la poartă, au fugit celelalte călugărițe care pe unde au putut pe ușa din dos. Sofia, bătrâna și cu Anastasia au rămas pe loc. Știau pentru ce au venit. Și deschide Sofia poarta, zice, poftiți, pentru ce ați venit? Dă-ne pe Anastasia. Zice, bine vă dau, dar lăsați-mă să o pregătesc. Ăștia au crezut că să lăsăm să o împodobesc. Ăștia au crezut că o împodobește, o machiază, îmbracă în rochie de gală, că era îmbrăcată în călugăriță. Și uitați ce face, ce face Sofia. O ia și o duce în biserică și zice, fica mea, ia aminte la cuvintele mele și adu-ți aminte de ostenelile mele și de grija ce am avut pentru tine, că te-am crescut luându-te din pruncie și toată sârguința o puneam pentru aceasta, ca să te pregătesc mireasă curată împăratului slavei. Pentru aceasta m-am ostenit și m-am rugat. Pentru aceasta ziua și noaptea te-am învățat ca să te unești cu Domnul din toată inima și din tot sufletul. Deci acum, fica mea, să nu mă rușinez pe mine, maica ta. Înaintea Domnului să nu-mi pogori în groapă bătânețele mele mai înainte de vreme, pentru că dacă voi auzi de tine ceva împotriva dragostei lui Hristos, îndată mă voi sfârși de mâhnire și îndată voi muri. Iar dacă voi auzi că raz pentru dragostea lui Hristos, că îți pui pentru dânsul viața ta, atunci voi fi maica ce se bucură de fică, atunci se va înălța cornul meu ca al inorogului și bătânețele mele în un de lemn gras. Deci, fica mea, să nu-ți curuți frumusețea trupului și să nu iubești viața cea vremelnică, ci când te vor amăgi cu cuvinte viclene, tu să nu-ți abați inima spre ele. Când te vor înfricoșa cu chinurile, tu să grăiești. De frica voastră nu mă voi teme, nici nu mă voi tulbura, căci cu mine este Dumnezeu. Când vor începe să te bată fără milă, tu să nu te temi de cei ce ucid trupul, că sufletul nu poți să-l ucidă. Sau de te vor sfârșia și îți vor chinui trupul, tu să te bucuri în pătimirile tale, căci împlinești lipsa necazului lui Hristos în trupul tău. De vor începe a zdrobi mădularele tale, tu să-ți aduci aminte că și perii capului tău sunt numărați. De Domnul, care va păzi toate oastele tale și niciunul dintre înțele nu va pieri. Capul de a-ți voi să staie, tu să privești la Hristos, capul la toată biserica, care este slava ta și care îți înalță capul tău. Nu te teme, fica mea, de pătimirea cea aspră, că mirele tău îți va sta de față, nevăzut, și o să-ți ușureze durerile tale și o să te scoată din chinurile cele grele când vei suspina. El îți va da ție ușurare când vei slăbi, El te va întări când vei cădea din pricina bătăilor, El te va ridica. Când în dureri te vei umple de amărăciune, El îți va îndulci inima și îți va răcori sufletul și nu se va depărta de tine, până ce scoțându-te din mâna chinuitorilor te va duce în cămara sa cea cerească și chemând toate puterile îngerești și cetere tuturor sfinților îți va face bucurie și te va încununa ca pe o mireasa sa cu cununa cea nestricăcioasă ca să împărățești împreună cu el într-o slava cea veșnică. Și Anastasia îi spune, e gata inima mea să pătimesc. Au luat-o și au dus-o în fața împăratului și cu o îndrăzneală extraordinară, văzând frumusețea ei, împăratul i-a făcut tot felul de propuneri. Uite, draga mea, așa frumusețe nu merită să fie îngropată acolo în mănăstire. Și uite, noi îți propunem să te căsătorești cu un nobil, o să primești daruri, să primești de toate, să fii fericită. Să ne bucurăm și noi de frumusețea ta și nobilul ăsta de viața ta. Să ai familie, să ai copii. Și ea zice, eu m-am cununat cu Hristos, nu mai pot să dau înapoi. Au început să o tortureze în fel și chip. I-au tăiat sânii. I-au scos dinții cu cleștele. I-au smuls unghiile, au tras-o și au tărât-o în toate felurile, au bajucorit-o în fel și chip, încât e incredibil cât de mult a pătimit tânăra aceasta, numai pentru Hristos. Pentru că a avut cineva să o învețe că răbdarea și suferința înnobilează sufletul ei. Și și-a dat viața pentru Hristos la o vârstă foarte, foarte tânără. Gândiți-vă că au dezbrăcat-o în pielea goală. Și nu ți-e rușine să stai așa? Și ea îi zice, împărate, zice, asta nu e rușinea mea, asta e rușinea ta, pentru că mi-e martor soarele că nu mi-a văzut niciodată goliciunea. Și dar tu ai făcut lucrul acesta. Avea o îndrăzneală extraordinară. Ăștia sunt oamenii noștri. Ăștia sunt sfinții noștri care au înțeles răbdarea aceasta și au dus-o la capăt. Până când? Până la sfârșit. Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Nu că rabzi
10, 20, 30, 80 de ani. Până la sfârșit trebuie să ramzi. Până când s-a răbdare. Până la sfârșit. Mai zicea fratele Silie o pildă care potrivește aici foarte mult. O fiică ce plângea la școală toată ziua că copiii își băteau joc de ea, care e cea mai urâtă mamă. Venea ea plângând, încerca să se ascunde, dar mama a simțit-o și a văzut-o la un moment dat și a luat-o deoparte și a zis: draga mea, de ce ești așa necăjită? Păi uite, mamă, ce îmi spun colegii, că eu am cea mai urâtă mamă. Și atunci mama îi zice: uite, draga mea, când erai tu micuță, casa noastră la foc. Și s-au strâns lume multă în jurul casei. Și tu erai înăuntru, eu am venit de la câmp și lumea nu m-a lăsat să intru. Și m-am zbătut și m-am smuls din mâinile lor și am intrat printre flăcări în casă. Te-am luat din pătuțul în care stăteai și care era să te sufoci, te-am ținut la pieptul meu și cu mâinile te-am apărat să nu cumva să te atingă flacăra. Și atunci a căzut o bârnă în fața mea și mi-a ars întreaga față. Atunci fetița a început să plângă și a zis: mamă, acum am înțeles că tu ești cea mai frumoasă mamă. Frumusețea adevărată este cea lăuntrică, nu cea din afară. De aceea Dumnezeu îngăduie suferințe peste noi ca să ne facă frumoși pe din lăuntru, nu pe din afară. Lumea se zbate să ne facă frumoși pe din afară. Hristos ne vrea pe noi frumoși pe din lăuntru ca să ne asemănăm tot mai tare cu El. Zice despre El Isaia că avea chip și înfățișare la care nu te puteai uita. Așa era de bajocorit. Cine putea crede că ăla e creatorul cerului și al pământului, Fiul lui Dumnezeu, bajocorit în fel și chip, ducându-și crucea? Era foarte greu să crezi lucrul acesta. De aceea le spune și ucenicilor, când le cere să stea de-a dreapta și de-a stânga: puteți să vă botezați cu botezul care mă botez eu? Da, putem. Știau ei ce botez? Și ce pahar? Nu știau atunci. Dar au înțeles după aceea că acesta e botezul suferințelor și paharul durerilor cu care toți s-au curățit. Toți s-au sfințit. De aceea avem foarte mare nevoie fiecare dintre noi să ne sfințim, să ne curățim viețile prin suferință, prin răbdare. Aș vrea ca la sfârșitul acestui studiu să ne punem în gând, să ne smerim în fața lui Dumnezeu și să nu ne mai vedem decât robei Lui. Să ne luptăm să fim robei Lui. Să ne rugăm pentru cei din străinătate. Să ne rugăm pentru familia noastră să ne dea Dumnezeu mai mult de răbdare cu copiii noștri, cu soții noștri, cu frații noștri, cu vecinii noștri, cu colegii noștri. Mult mai multă răbdare. Să învățăm să ne bucurăm ori de câte ori vin ispitele în viața noastră, nu doar să ne bucurăm, să ne luptăm. Aici e doar introducere, o să vedeți pe parcursul capitolului 1, Sfântul Iacov va detalia tot ce înseamnă ispită și biruința ispitelor. Până când omul va învăța să biruiască. Și e o luptă. Nu întâmplător. Și Părintele Iosif Trifa numește oastea Domnului. Știe că e un război. Cu păcatele nu stai la joacă, la negociere. Hai să vedem. Mai dai tu, mai dau eu, mai las tu, mai las eu. Nu. E un război cumplit. Care se dă pe teritoriul inimii mele și inimii dumitale. De aceea lucrul acesta ar vrea să le așeze Dumnezeu pe inima noastră adânc și să ne dea nădejde, văzând suferința tuturor sfinților noștri. Eu v-am dat câteva exemple, dar dacă luați, toți sfinții au trecut prin suferințe și prin durere. Și văzând suferința lor, să fim și noi mai bucuroși atunci când trebuie să răbdăm mult, mult mai puține decât ei.